Salutare toată lumea, bine v-am găsit la episodul 2 din De Toate cu Darius. Uitați-vă ce față are caracterul meu aici de viața mea. Nu uitați să dați acolo un like și un comentariu să îmi spuneți părerile voastre. Și da, uite că am observat aici un zombie mic. Băi, eu pe ăștia am boală. Hăț, hăț, hăț. Mamă, l-am rupt cu bătaia. Bă, cu trei. Ce ați văzut? Mamă, mi-a dat casca lui, hai că e mai bine. Dacă îmi trebuie lână asta. Și am modificat puțin casa, adică stați să vă arăt. În acest episod am de gând să o termin. Bă, e ok, dar acasă de început, știți? Adică, na, cam așa arată. Nu, nu, nu merge așa. Ok. Am făcut acoperiș și am mutat intrarea. Am făcut chiar destul de multe chestii. Acum aș vrea să fac geamuri, podeaua și o ușă. Dar aș vrea să fac o ușă din lemn din ăsta alb, știți? Aici a bubuit un creeper când încercam eu să-mi fac piatră, știți? Aici am avut groapa din care am extras piatra. După cum vedeți. Dați că carne îmi trebuie cât mai multă. Ok, și pe jos tot cu lemn alb. Știți, ca să fie contrast, vreau să fac tot cu lemn alb. Așa. De ce am făcut 6 uși? Deci din greșeală am făcut 6 uși. Ok. Ok, da. Nimic ciudat. Mi s-a apăsat de 2 ori sau ceva. Dar stai, cum e corect să pun ușa? Așa? Sau... Nu, așa, cred că e bine. Căsuța noastră. Lasă că trebuie să-mi fac o lopată. Lopată, lopățică. Bam, bam, punem aici. Spargem repede, repejor, toată podeaua. Asta de dirt. Și o înlocuim cu... Cu ce? Cu brick wood slab. Așa. Mamă, ce nasol a fost dacă n-am avut pat. Deci, în fiecare seară mă băteam cu un zombie, adică vedeți că am făcut level 6 din nimic. A, și de aici am mai luat. Am uitat să precizez că și de aici am mai luat dirt. Mamă, stai să... Stai că... Să ies de aici. Să ies de aici, ca că... Am pus-o. Bine, cel mai probabil acolo să se spawneze mob, dar... Na. O să luminez eu, că n-o să am căul. Să luminez și pe aici, pe afară și... În casă, peste tot. Parcă deocamdată nu am căul. Și ceva? Eu pun ușile astea aici și fac mâncare din ele. Ok. Menu din uși. Ce cu ajutorul ușilor fac mâncarea. Ok. Stai să mai iau... Mamă, ce e aici? Ok. Nu vreau să văd. Să-mi iau niște lemn alb. Ia uite-te la ăsta, bă. Ce mă tași tu pe mine, mă? Bă, tu știi ce zici? Uite-te și la asta albă, la fratisul mai mare. Dorele, fii cu minte. Așa. Mamă, au ieșit niște particule. Ce naiba, mă, au avut corona. Lasă că mănânc o carne din asta. Dacă tot e, din asta crudă, cum îmi place mie. Hai că da. Îmi place. A, chiar, și trebuie să iau nisip. Bine că mi-am adus aminte că am văzut acolo nisip și mi-am adus aminte ca să fac geamuri la casă, că na, trebuie geamuri. Iau repede, cred că tot așa. Sau 16 bucăți am nevoie, nu? Ca să fac un din ăla full. De fapt, 8 bucăți. În fine, am luat 21. O să le pun pe toate la făcut. Mai mâncăm o carne de asta să ne ajungă până acasă. Așa. Luăm astea și punem frumos astea alte. Facem slaburi. Mamă, un stack am făcut. Bine, cred că o să am nevoie de mai mult de un stack. Aoleu, prima deja am pus-o. Am început cu stângul. Punem așa. Frumos.
bă, da. Ce mă enervează când se pune așa, adică... Chiar e super enervant. Așa. Zbang, zbang, zbang. Hai mă, că încet, încet casa asta prinde contur. N-aveți ce zice. De ea. Căsuța noastră. Uite că mai am câteva bucăți de lemn. Nu le mai fac sleburi, acum le pun așa. Perfect. Unde era cărnița aia să o mănânc? Uite-o. De fapt, două bucățele. Hai că o mănânc pe asta. Să fac un chest. Uite, un pat. Patul vreau să-l pun... nu în mijloc. Stai. Uite... Pune tot așa lângă astea. Și aici să fac un chest. Uite așa. Bag toate prostiile astea. Neharta o s-o țin la mine ca să nu mă rătăcesc, doamne feri. Așa. Deci au două din astea să fac o... Cum îi zice, o foarfecă. Așa. Zbang. Vreau să mai fac puțin design. Uite așa. Știți? Mamă, dar nu mai ajung astea. Hai că-mi trebuie câteva. Nu glumă. Așa. Mai trebuie destul de multe. Bine, noi o problemă avem aici. Mamă, o grămadă avem. Suntem tank pe frunze. Deci, cum am zis, casa începe să capete din ce în ce mai mult contur. Uite așa. Așa. Și... Zic că vreau să fac un fel de chestie, știi, așa la intrare. Hai mă ce. Forță casa. Geamurile astea nu știu. Trebuie să le fac. Ah, n-am pus sticlă la prăjit. Ok, stai să-l pun. Vreau să zic că trebuia să fac geamurile mai mari, dar după aia nu e ok. E bine așa. Ok, și mai vreau să mai are rozoare să mai fac un etaj. Vă crezi că aș putea gen să-mi pun patul la etaj, știi? Adică, na. Adică mai fac repede rost de niște lemn alb. Uite, un puiet. Doi. Doi. Arde-l. Așa. Fine, văd că nu mai este niciun copac alb. O să lăsăm. Oricum n-avem nevoie deocamdată de al doilea etaj. De fapt, nu e al doilea etaj, e, nu știu, așa, un pod, să zicem. Ok. Ce ziceam că fac? Aștept să se face, să se face, să se facă sticla asta și după, de fapt, să pun așa. N-am mai folosit de mult sticla așa. Hai mă, că e ce trebuie. Haideți să o vedem și așa din exterior. Mamă, forță ca să aici nebun. Forță rău. Să dau la vaca asta. Bang, bang. Și într-un episod trebuie să facem o fermă. Nu de vaci, ce fermă, fermă. Știți? A, stai că mi-am adus aminte. Am vrut eu să fac un fel de design. Uite așa. Știți, la colțul, mamă. Forță rău pe design așa.
Bă, e ok să zicem. Sau... X-o las așa cu ceva în plus, știți? Și aș putea să... Să din față să mai pun aici niște... Niște piatră. Da, pun. Uite, așa invers. Frumos. Elegant cât de cât. Am, nu știu de ce mă supără porcul ăsta, deci mă supără porcul. Mamă, un sătean zombie. Transformat. Mamă, încă unul. Și încă unul. Păi ești nebun, de unde vin ația săteni? Și încă unul. Deci nu cred. Câte au fost? 4 sau 5? Deci cred că avem un sat pe aproape, sau ce înseamnă asta? Ok, băieți, cam atât cu acest episod. Nu uitați de acolo un like, un comment, un subscribe, toate alea. Și noi ne vedem data viitoare. V-am pupat, pa, pa!